ATV-ul are o putere mai mare, nu-ți trebuie cască de protecție, dacă are o putere mai mică, îți trebuie cască de protecție, doar pentru că legiuitorul s-a încurcat în niște termeni și nu ai temei legal să-l sancționezi pe conducătorul ATV-ului. Dar noi recomandăm, indiferent, da, că sunt conducători sau pasageri, să poarte casca de ATV și vă spun acum din experiență, pentru că am avut accident mortal cu cineva care a condus un ATV, efectiv din cauza că nu avea cască și nu avea o viteză foarte mare. Dar i-a intrat vântul în ochi, cred că era și ceva lapoviță, i-au lăcrimat ochii, n-a mai văzut bine, n-a mai putut să frâneze din timp și a luat un pieton care mergea pe acostament, a picat în prăpastie cu tocul pieton și pietonul n-a supraviețuit. Din acest motiv vă recomand să purtați întotdeauna cască de protecție pe ATV, fără să mai stați acum să vă uitați dacă e clasificat ca fiind moped, dacă e clasificat ca fiind ATV. Nu stați să vă loviți în niște lacune legislative. Casca de protecție este pentru siguranța voastră. Și pentru că îmi spunea unii, domnule, casca o pun pentru protecția mea, de ce îl interesează pe legiuitor ce fac eu cu viața mea? Fac ce vreau eu, la fel ca și cu centura, știi? Centura, dacă eu nu vreau să mă protejez, de ce mă obligați voi pe mine să mă protejez? Ei bine, legiuitorul te obligă pentru că legiuitorul se pare că îți vrea binele mai mult decât ți-l vrei tu. Și legiuitorul nu vrea ca tu să rămâi imobilizat la pat și să plătească medicamente cu tine, să-ți plătească îngrijitor. Vrea ca tu să poți să muncești, să-ți câștigi pâinea și să te poți bucura de banii ăștia într-o vacanță, nu pe medicamente și pe tratamente și pe recuperări. De-aia vrea legiuitorul treaba asta pentru tine și din cauza asta te obligă să porți cască de protecție și centură de siguranță. Cam așa e și la schi, știi? Adică noi avem foarte multe firme care închiriază în zona Brașovului ATV-uri și sincer spun, n-am văzut pe nimeni să circule cu ATV-ul fără cască de protecție. Nu cred că își permite vreo persoană care închiriază ATV-uri să urce pe ATV-urile astea și să dea prin pădure cu cineva fără cască, pentru că într-adevăr sunt periculoase și nu doar cască, mai nou. Am văzut chiar niște echipamente foarte, foarte performante de protecție, pentru că se mai răstoarnă cu ele, se mai dau peste cap cu ATV-urile astea și ai nevoie de niște echipamente destul de bune, pentru că trebuie să fii protejat, da. Zic asta pentru că am văzut comentarii înainte și zicea, domnule, dar ATV cu patru roți e ca o mașină decapotabilă, știi? Adică care e diferența? Dacă la mașina decapotabilă nu port cască de protecție, de ce mă obligi tu pe mine pe ATV să port cască de protecție? E altceva, pentru că la mașina decapotabilă, în primul rând, are airbag, are mai multe sisteme de protecție, și e clar că e cu totul și cu totul altceva. În primul rând, uite, eu, de exemplu, am condus ATV și ATV-ul e foarte greu de virat cu el. De Dar nu e manevră. aceea. Dacă nu ești obișnuit și majoritatea nu suntem, că ne ducem, închiriem și noi la munte sau la mare sau unde suntem și ne dăm un pic să ne distrăm. Da? Și atunci, dacă nu ești obișnuit și tu virezi prea din scurt, automat te-ai răsturnat, ai pierdut controlul. Nu poți să apreciezi unde se oprește și din cauza asta trebuie să ții măsuri de protecție. Dar trebuie să fii dinamic pe ele, să schimbi centru de greutate, nu știu, nu sunt un Exact. fan al ATV-urilor, m-am dat cu ele, dar nu pot să spun că îmi plac într-atât de mult și că pot să recomand cum să circul. În schimb, pot recomanda, exact așa cum ai zis și tu, din punct de vedere al siguranței și da, într-adevăr, am avut și noi foarte, foarte multe, dar am avut accidente rutiere foarte multe. Da, au fost, dar accident, vorbim de accidente grave mortale, am avut înregistrate cu ATV-urile și de regulă turiști, pentru că au venit un weekend la munte, hai să închiriem două ATV-uri și să ne dăm cu ele prin pădure și s-a întâmplat ce s-a întâmplat.